capitolul 7, versetul 36. Femeia păcătoasă. Vedem cum fariseu a poftit pe Domnul Iisus Hristos la el acasă, ca să mănâncă. Vedem cum omul acesta nu l-a poftit din toată inima lui, l-a poftit ca să-și facă un nume și ca să-l judecă. Vedem că cum stătea Iisus la masă la fariseu acesta, vine o femeie păcătoasă. Se așează la picioarele lui Iisus Hristos și începe să-i sărută picioarele. Cu lacrimile ei, care sunt multe, îi stropea picioarele și cu părul îl ștergea. Vedem că avea cu ea și un mir mirositor care i-a turnat de picioare și s-a umplut casa de miros. Vedem că femeia aceasta păcătoasă provine de undeva, vine de undeva. Femeia aceasta trebuia să vină la Iisus. Femeia aceasta a auzit că Iisus Hristos este în casa unui fariseu, Simon. Și trebuia să vină la Iisus. Pentru că femeia aceasta, înainte, cu puțin timp, trebuia să fie moartă. Femeia aceasta, când era Iisus Hristos în templu și predica Evanghelia, vedem că oamenii bătrâni cei mai de seamă, farisei, cărturari, i-au dus o femeie prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Și au dus femeia aceasta ca să-l ispitească. Iisus Hristos numai ce le vorbea din cuvânt și în același timp au venit și ispititorul. I-au știut că este Fiul lui Dumnezeu, dar ca să-l prindă cu vorba, au venit să-l ispitească. Și a zis, învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Și în legea lui Moise este scris, astfel de femei să fie omorâți cu pietre și să fie aruncat afară din cetate. Astfel să piară păcatul. Vedem că Iisus Hristos care le cunoștea inima, Iisus Hristos care știe gândul, Iisus Hristos care a făcut inima, oare nu știe El? Iisus care a făcut capul, mintea, nu știe El? Iisus Hristos cunoaște și părul de capul tău. Și înainte ca să ne iasă cuvântul pe buze, El știe totul. Știe când stăm jos și când ne ridicăm. Și de departe ne cunoaște gândul, slăvit să fie Domnul. Vedem că Iisus Hristos i-a spus un cuvânt. Cel care n-are păcat, să aruncă cel dintâi cu piatra în femeia aceasta. Vedem că Iisus Hristos și-a așezat jos și scria cu degetul pe nisip. Dumnezeu din cer știe ce a scris. Poate a scris numele bărbatului care a păcătuit cu ea. Poate i-a scris pe fiecare pe nume că și-au păcătuit. Vedem că femeia aceasta trebuia să fie un om cu ea, adus. Vedem că nu au adus decât pe femeie. Trebuia să aducă un om, dar cred că omul era chiar din banda lor. Omul chiar că era chiar din templu, care au săvârșit. Poate au plătit-o pe femeia aceasta ca să săvârșească păcatul, ca să respitească pe Iisus. Atunci vedem că Iisus Hristos s-a ridicat sus. Și n-a mai văzut pe niciunul pe lângă femeie. Au ridicat ochii și au zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne, nici eu nu te-a osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vedem că femeia aceasta cunoștea legea. Femeia aceasta știa că mai are câteva clipe să moară. Femeia aceasta știa că trebuie să vină pietrele să se răsovălească în ea. Și să vină 23 de pietre odată în tine este greu. Femeia aceasta de când în când trebuia să fie lovită. În cap, în picioare și este un chin groznic să moară cineva prin lovituri de pietre. Dar vedem că lângă femeia aceasta, unde soarta ei era moartea, acolo era viața. Lângă ea era Iisus Hristos, care în cuvântul lui spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă viața era lângă ea, ea n-avea cum să moară. Și vedem că femeia aceasta, când a scăpat de la moarte, l-a căutat pe Domnul Iisus Hristos. Vedem că l-a găsit aici. Și ca răscumpărare a venit și ea să-i aducă un mir mirositor. Vedem că a plâns mult. Atunci omul acesta, Simon, leprosul, l-a judecat pe Iisus Hristos în inima lui. Și a zis, dacă cu adevărat acesta este proroc, ar fi știut ce fel de femeie este aceasta. Atunci Iisus Hristos i-a zis, Simone, am să-ți spun o întrebare. Și l-a zis, spune văzătorului. Un cămătar avea doi datornici. Unii datorea 500 de lei și unul 50 de lei. La un moment dat n-avea cu ce plăti și au iertat pe amândoi. Tu cine crezi că
l-a iubit mai mult. Acela care i-a dat una mai mult. Trei plesuri. Vezi tu pe femeia aceasta. Fiindcă a iubit mult și s-a iertat mult. Slăvit să fie Domnul. Vedem că femeia aceasta nu s-a oprit aici. Vedem că femeia aceasta l-a dus pe Iisus Hristos într-una din zile în casa ei. Vedem că femeia aceasta s-a împrietenit cu Domnul Iisus Hristos. Ea mai avea o soră pe nume de Marta și un frate pe nume de Lazar. Vedem că Iisus Hristos s-a împrietenit cu ei și când s-a îmbolnăvit Lazar, a trimis după Iisus Hristos și a zis: iată că cel pe care îl iubești este bolnav. Atunci vedem că Domnul Iisus Hristos a mai zăbovit câteva zile și după aia a mers să vadă pe Lazar. Iisus Hristos a zis la ucenici: Lazar, prietenul nostru, nu este mort și doarme. Atunci ucenici au zis: dacă doarme, după ce să mai mergem la el? Că se va face bine. Dar Iisus Hristos le vorbea de moartea lui, că știa că este mort. Dacă omul moare, pentru Iisus Hristos este dar un somn. Iisus Hristos, când a înviat-o pe fiica lui Iair, nu a făcut niciun efort, decât a zis: fetiță, spală-te. Iisus Hristos este învierea, slăvit să fie Domnul. El poate tot. El a biruit moartea prin cruce, slăvit să fie Domnul. Vedem că Iisus Hristos a venit, cum a zis, a venit la Marta, dar ucenicii vreau să-l oprească. A zis: învățătorule, nu de mult au vrut să te omoară cu pietre. Și iară mergi înapoi la ei. Atunci Iisus Hristos a zis: în ziua sunt 12 ceasuri și omul poate să lucrează. Dacă umblă ziua, nu se potrivnește. Slăvit să fie Domnul. Ne învață Domnul Iisus Hristos că este ziua când mai putem să lucrăm pentru El, să lucrăm. Că Dumnezeu ne-a dat un talent și talentul acesta trebuie să aducă rod. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Vedem că Domnul Iisus Hristos a vrut să meargă acolo. Atunci Tom a zis: geamănu, a zis: haide-mi să mergem să murim și noi cu El. Ucenicii aceștia au văzut puterea lui Iisus Hristos și au vrut să-și dea viața și ei împreună cu Iisus Hristos. Vedem că au venit, după așa lung, au venit, s-au apropiat de mormânt și Marta i-a zis: învățătorule, este mort de 4 zile și miroasă. Și atunci Iisus a zis: Marta, nu ți-am zis că dacă crezi, vei vedea cu ochii tăi. Atunci Iisus Hristos l-a chemat pe nume: Lazar, ieși afară. Vedem că la cuvântul Domnului, Lazar a înviat. A ieșit afară, a zis: dezlegați-l și lăsați să meargă. Vedem că Iisus Hristos, mai departe, când a fost pe lemnul crucii, vedem că femeia aceasta păcătoasă, pe nume de Maria, nu s-a oprit aici. Vedem că ea a rămas tot timpul la picioarele Iisus Hristos. Vedem că și când a dat o cină, Marta slujea și Maria stătea la picioarele lui Iisus. Și Marta îi spunea: învățătorile, nu-ți pasă, că eu slujesc. Sunt 12 persoane care le pun farfurii, le pun mâncare. Și Maria nu mă ajută. Atunci Iisus i-a zis: Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijești tu. Ea și-a ales partea cea bună. Noi trebuie să alegem partea cea bună. Noi trebuie să rămânem la picioarele lui Iisus Hristos. Noi trebuie să rămânem la crucea lui Iisus Hristos. La crucea lui Iisus Hristos mai este loc. Vedem că Maria aceasta, când a fost Iisus pe cruce, a stat la picioarele Lui. Vedem că când a fost Iisus Hristos în mormânt, în prima zi a săptămânii, ea a alergat prima ca să meargă să rugă pe Iisus Hristos. Și vedem că Iisus Hristos a iubit-o și El și i s-a arătat ei prima dată. Iisus Hristos este calea. El este adevărul. El este viața. El este lumina lumii. Toți care vine la El nu vor sta în întuneric și vor avea lumină. Iisus Hristos a zis: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și vă vedea odihna zilelor voastre. Toți vom adormi, dar poate alții vor rămâne. Când va veni Hristos cu un strigăt, toți morții vor învia. Unii vor învia pentru pace, unii vor învia pentru bucurie, unii vor învia să meargă la Iisus Hristos în Rai, unde nu va fi plâns, unde va fi pace, unde nu mai va fi durere. Acolo vom umbla pe străzi de aur. Acolo vom sta la masă cu Iisus Hristos. Acolo vom vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacob. Și unii se vor scula pentru o gară, unii se vor scula pentru bajocură, unii se vor scula pentru chinul veșnic, pentru focul care nu se stinge, pentru cucioasa. Acolo va fi plânsul și scârlinea dinților.
Acolo va fi vermele care nu va muri și va fi pe om. Dumnezeu a pregătit iadul pentru diavolul, pentru îngerii lui și pentru cei care nu fac voia lui Dumnezeu. Mai avem puțin și cel ce a zis că vine va veni și nu va zăbovi. Trebuie să ne pregătim. Astăzi omul este, mâine nu mai este. Și dacă moare omul neîmpăcat cu Dumnezeu, este o mare problemă. Dacă moare cineva și nu-i păcat cu Dumnezeu, este despărțit de fața lui Dumnezeu de toată viața. O veșnicie nu mai vede pe Dumnezeu. Dar dacă ne împăcăm cu Dumnezeu, când suntem aici, este bine. Vedem că păcatul, plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată este viața veșnică cu Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, veniți la mine. Eu vă dau odihnă. În Ieremia spune, nu voi înceta niciodată să-ți fac bine. Tu ești comara mea neprețuită. Dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi, slăviță pe Domnul. Desfătarea mea să fie în tine. Pot face pentru tine mult mai mult de spus decât ceri sau gândești. Pentru că eu sunt cel care te mânc, care te întăresc, dar și Tatăl tău care te mângâie în toate necazurile tale. Ieremia spunea în plângerile lui, în capitolul 3, versetul 21, iată ce mai gândesc și iată ce mai este în inima mea. Este că îndurările lui Dumnezeu nu au la sfârșit. Bunătățile lui nu au ajuns la cap. Și se înnoiește îndurarea lui în fiecare dimineață. Bine e ca omul să așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Dacă ai probleme, roagă-te în inima ta. Și acel care poate să te ajută, numele lui este Iisus Hristos. În niciun nume nu este mântuire, decât în numele lui Iisus Hristos. În Apocalipsa scrie, iată, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Am luat cheile locuinței morților și nimeni nu poate să le ia de la mine. Iisus Hristos are putere și asupra morții. Iisus Hristos te știe pe nume, te cunoaște, știe cu ce gând ai venit aici. Zic Iisus Hristos să pună gândul veșniciei în inima noastră. Unul seamănă cuvântul, altul udă. Dar toți își vor lua răsplata. Dar acel care face să ducă rod în viața ta este Iisus Hristos. Împodocați-vă gloria. Și ca cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod în viața noastră. Și ca cuvântul lui Dumnezeu să ne curățească. Cuvântul Domnului ne curățește de orice păcat. Și acum voi sunteți curați toți de pricina cuvântului. Amin. 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 Amin.